Este vorba de un parteneriat între poliția rutieră și asociațiile de motocicliști. Noi avem asociația din Neamț. Ei au dorit să facă o manifestare în care au invitat motocicliști din toată Moldova, o manifestare cu scopul prevenirii accidentelor rutiere. Au împărțit pliante, au stat de vorbă cu ceilalți participanți la trafic și a fost și ca o încheiere a sezonului de motociclist din acest an. Au dorit să facă și o paradă ca să vadă cetățenii municipiului Roman că ei sunt capabili să se deplaseze elegant fără să creeze probleme. Așa, câți au fost? Mie mi s-au părut cam vreo 150, așa. Deci au fost 220 de participanți. Așa, și unde s-a desfășurat acțiunea? Pe stadionul? Deci, ei au fost autorizați să se întâlnească, să se grupeze pe esplanada din fața sălii polivalente. Da. După aia au urmat un circuit prin municipiul Roman, prin zona centrală, au întors la zona Kaufland, la sensul giratoriu și din nou la sala polivalentă s-au regrupat pentru fotografia de final și urările de bine între ei. Da, considerați a fi fost o activitate reușită, da? Din punctul nostru de vedere, orice activitate de prevenire este reușită, feedback-ul pe care l-am primit din partea populației este îmbucurător, adică cetățenii de pe margine am observat foarte, nu neapărat entuziasmat, dar nu deranjat de prezența motocicliștilor.